Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Sfidarea Constituției și a bunului simț nu are limite. Să vă spun despre ce este vorba. Așadar, președintele Igor Dodon a participat zilele acestea la controversatele festivități de la Comrat, de ziua proclamării așa zisei Republici Găgăuzia. El a anunțat în timpul săptămânii că oferă Comratului drept cadou un concert la care vor participa formații și artiști ruși. Ca trădarea să fie mai mare, aceștia vor evolua ulterior în centrul Chișinăului, pe 24 august, cu ocazia aniversării a 73-a operațiunii Iași-Chișinău din timpul celui de-al doilea război mondial. După evenimentul de la Comrat, șeful statului a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a declarat că va susține în continuare Găgăuzia în toate demersurile sale. Voia să zică mai bine că va susține separatismul și nu Găgăuzia, pentru că să te bucuri că în mijlocul statului pe care îl conduci să înforească o nouă republică e o ipocrizie. Potrivit președintelui Republicii Moldova, autonomia se va bucura în continuare de toată susținerea sa pentru că împărtășește viziunile politice. Păi iată ce viziuni politice le va împărtăși. În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia ar putea fi oficializat drapelul separatist al așa numitei Republici Găgăuzia. Autoproclamata Republică a existat între anii 1990-1994 în sudul Republicii Moldova, iar autoritățile locale au decis că steagul acelei republici să fie oficializat și afișat lângă drapelul actual al autonomiei. Așadar, suntem mai divizați ca niciodată și totul din cauza indiferenței noastre și a faptului că le permitem să se urce în cap. Între timp, frații de peste Prut ne demonstrează încă o dată că sângele apă nu se face. Primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, a anunțat duminică la conferința Centenarul Unirii și Basarabia că până la sfârșitul anului 2017, Consiliul Local al sectorului 1 va acorda administrației din Chișinău 1 milion de euro. Consiliile locale, consiliile județene pot face mai mult pentru centenar. Ce pot face eu ca primar, ce face Consiliul Local al sectorului 1, ne putem înfrăți cu orașe din Republica Moldova. Am făcut-o, ne-am înfrățit cu Chișinăul. Am aprobat în Consiliu o sumă de bani pe care o vom da până la sfârșitul anului pentru a ajuta Consiliul Municipal Chișinău. Este vorba de suma de 1 milion de euro. Cu siguranță, dacă primarii noștri se înfrățesc cu câte un oraș, cu câte o comună și fiecare dintre ei dă după posibilități o sumă cât de mică, cu siguranță că vom fi mai aproape de acest deziderat al nostru. Sper că până în decembrie 2018 să împlinim acest deziderat, a afirmat Tudorache. Așadar, centenarul ne bate la ușă. Dacă vom ști să facem alegerea corectă în 2018, vom putea marca cei 100 de ani de la Marea Unire cum se cuvine. Pentru că centenarul trebuie să ne găsească mai uniți ca niciodată. Vedeți și voi, în timp ce alții încearcă să facă orice pentru a ciopârți această bucată de pământ, frații de peste Prut sunt alături de noi, ne susțin financiar și luptă pentru a ne aduce acasă. Pentru că acolo e locul Basarabiei, la ea acasă, în patria mamă. Doamnelor și domnilor, sunt Corina Bezer și vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Până atunci, fiți cu ochii pe noi și online și nu ezitați să dați like paginii noastre de Facebook. O seară frumoasă să aveți, numai bine!